Bună ziua tuturor! Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit în localitatea Roman, care pentru o zi a capitala Camino de România, prin evenimentele care se vor desfășura la noi în localitate. Am alături pe domnul primar al profesor universitar, domnul președintele Asociației Cristian Galan. Și noi suntem aici în această mare intersecție din Roman pentru a marca finalizarea semnalizării pietonale cu gestele pentru traseul de pelerinaj Camino de România în municipiul Roman și în comunele alăturate, deci în comuna Cordun și în comuna Coria, și vrem să facem această marcare prin dezvelirea panoului informațional scris în limba română și engleză care se află în spatele nostru. O să rog pe domnul primar și domnul președinte să dezvelească despre Camino! În continuare, o să rog pe domnul primar să spună două cuvinte. Da, mulțumesc, domnule președinte, domnul vicepreședinte, reprezentanții ai Romanului la acest deosebit de eveniment. Dați-mi voie să mă exprim în calitate de primar al municipiului Roman Coria că, iată, orașul nostru este așezat pe această hartă importantă a ecumenismului și mă bucur că, iată, Romanul, care este în centrul Moldovei, a devenit astăzi centrul acestui traseu de pelerinaj Camino de România. Sigur, sper că odată cu acest pelerinaj, toți cei care vor traversa municipiul Roman să se bucure de un oraș primitor, de obiective deosebite pe care le pot vedea pe acest traseu și sunt convins că în final și bucuria va fi cu atât mai mare și mă bucur că putem contribui la un traseu plăcut și primitor pentru pelerini. Iată că astăzi dezvelim, pe lângă acest panou informativ, avem și borna simbolică, a doua bornă simbolică a traseului Camino de România, după cea de la Iași, iată și cea de la Roman, care va fi, să zicem, stâlpul de rezistență al celor care vor trece și vor fi în pelerinaj prin municipiul Roman. Vreau să vă felicit pe toți cei implicați. Știu că nu este ușor să organizez un astfel de eveniment. Autoritatea publică locală a sprijinit, așa cum trebuie să facă o administrație publică locală, astfel de evenimente și am fost alături de dumneavoastră în organizarea acestui eveniment la nivelul municipiului Roman, așa cum ne permite legea. Și vă asigur în continuare de deschiderea mea și administrației publice locale pe tot parcursul acestui eveniment. Vă mulțumesc și vă mulțumesc. Mulțumim, domnul primar. O să rog și pe domnul profesor să spună câteva cuvinte din partea asociației. Știți că sunt foarte emoționat. Cred că se și vede și dacă voi fi puțin cam prolix așa, vă rog să mă iertați. E într-adevăr un moment foarte important pentru că aici, la Roma, în inima Moldovei, se pune prima piatră la traseul Camino de România. Prima piatră autentică, cu marcarea cu traseul. Deci, cei care traversează vor traversa Romanul, își pot închipui, dacă nu văd firmele de acolo, că sunt în Spania. Pentru că acolo semnalizarea este absolut la fel. Deci, una la mână. A doua, am zis și mi se pare că este o zi scrisă cu roșu în calendar. Merge și merge, e din roșu în calendar. Este calendarul nostru, este calendarul devenirii, poate spunite prea mari, devenirii europene a României. Pentru că acest Camino de Santiago, acest Camino de România, este parte a acestui itinerar cultural european, Camino de Santiago, mai multe limbi de acolo, care însumează 80.000 de kilometri, peste din care 2.000 vor fi pe teritoriul României. De aici avem prima manifestare în teren a acestui traseu de pelerinaj, care este un traseu în același sens cultural, turistic și, poate nu știu toți, dar Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a inclus în aceste rute culturale și traseul nostru și va sprijini deci de sus această acțiune a noastră. Nu se putea realiza aceasta fără, evident, sprijinul și forța autorităților locale, dar am ajuns aici și pentru că acum trei ani și mai bine, domnul Cristian Galan m-a sunat și mi-a spus: domn profesor, sunt așa, 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 hai să vedem, să punem de ceva special. Și am zis, why not, în românește. Da, în românește, da. Am venit aici, am găsit înțelegere la județ. Pe urmă a apărut oportunitatea extraordinară a vizitei Papei Francisc. Și atunci când a zis Sfântul Părinte că de aici s-au îndreptat pelerini spre toate, atunci am zis clar că drumul este trasat și noi trebuie să urmăm această acțiune. A fost pandemia asta care ne-a cam blocat un pic, dar acum am revenit și vreau să cred că dincolo, adică pelerinii români, sigur spunea o colegă aici, să vedem care va fi primul pelerin român care va merge la Iași, de la Iași până la Santiago, sunt 4.500 de kilometri. Trebuie să ai, da, 4.500, trebuie să ai, dacă ar fi să judecăm după vechile standarde, niște băcate imense, ca să faci un dita mai drum. Acum este un drum cultural european de cunoaștere a spațiului, a oamenilor. Iar noi am făcut chiar o primă traversare a acestui Camino, nu aici în județul Bacău, acum 2 ani, pe Camino din Bacău, 100 de kilometri. Și am văzut că se poate merge foarte safe, se poate, era o zonă pe care eu n-am făcut personal. Se poate, e foarte frumos și are lumea ce vedea. Noi ca noi, dar mai ales străinii, pentru că eu dacă mă lupt și noi dacă ne luptăm pentru acest Camino, ne luptăm pentru ca străinii care au făcut alte rute. Mă rog, mă laud aici, dar îmi stă bine așa. Eu am făcut 20 de caminuri, peste 8.000 de kilometri pe jos. Spania, Portugalia, Franța și acum și în România, acea 100 de kilometri. Deci acest străin, unii m-au întâlnit, au zis: a, vrem și noi. Zic, mai stați un pic, că mai este de lucru. Atunci este o ocazie unică pentru acești străini care au făcut alte caminuri să cunoască adevărata Românie și nu aceea din mass media occidentală, care, cel puțin pe mine, în toate caminurile astea, aici mi-a ajuns. Când au zis din România, se dădeau 10 de pe spate. Au o ocazie foarte frumoasă, iar aici ce a spus dumneavoastră este remarcabil și nu pot decât să vă mulțumesc încă o dată, domnule primar, și să spunem un bun Camino tuturor pelerinilor. Vă mulțumesc încă o dată. Eu mă felicit pentru efort, pentru efortul susținut, ca să zic așa. Da, mulțumesc. Să binecuvântăm într-un gând pe Domnul Iisus Hristos, care este calea, adevărului și viața. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit în lume ca să-i adune împreună pe cei care erau risipiți. Așadar, ceea ce constituie la unirea dintre oameni este conform planului lui Dumnezeu. Căci fie că îi despart munții, fie că îi separă apele sau îi îndepărtează distanțe prea mari, noile căi și mijloace de călătorie îi apropie pe oameni, micșorând distanțele. Să rugăm așadar pe Dumnezeu ca El să-i binecuvânteze pe cei care au construit aceste borne și și aceste mijloace pentru ca pelerinii să aibă parte de un om cât mai binecuvântat și un plătitor de Dumnezeu. Citire din Evanghelia după Sfântul Ioan. Iisus i-a spus discipolilor: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine. Deoarece vă cunoașteți pe mine, îl cunoașteți și pe Tatăl meu. De pe acum îl cunoașteți și l-ați văzut. Cuvântul Domnului, laudați fie Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care făcut om, ai binevoit să viețuiești împreună cu oamenii, fă ca sprijiniți-ne cu cărările iubirii tale. Doamne Iisuse, care străbătând cetățile, ai Doamne Iisuse,